Salutare tuturor! Hans Hermann aici și bine ați revenit la un nou videoclip de pe acest canal. În acest videoclip vreau să vă prezint un picuț planta Nepenthes Hybrid, cum s-a mai dezvoltat și vreau să mai vorbesc un picuț despre ea. În primul rând vreau să subliniez faptul că față de ultimul videoclip a crescut destul de mult. Probabil și aceste capcane sunt destul de mari. Și capcanele noi, după cum puteți observa, dau și două frunze noi. Am udat-o destul de des, i-am stropit frunzele și asta este foarte bine. A capturat, probabil, creșterea aceasta accelerată s-a datorat și faptului că practic a început să captureze mult mai multe creaturi. Probabil se datorează și acestui fapt. Dacă ați putea vedea în aceste capcane, a prins foarte multe creaturi, tot felul de musculițe și astfel de creaturi. Nu vă pot arăta, din păcate, datorită luminii, probabil într-un episod următor. Practic asta vreau să vă spun, să vă arăt un micuț update la această plantă. Și încă un lucru vreau să vă mai spun, faptul că nu a mai primit foarte multă lumină naturală, ceea ce este un lucru nu foarte bine pentru această plantă, așa că a trebuit să suplimentez cu lumină artificială. Am folosit o lampă de creștere, probabil nu o știți, Mars Hydro se numește, deși este destul de cunoscută. În zilele mai întunecate am pus lampa de creștere deasupra ei. Acum am dat-o jos pentru că de câteva săptămâni a început să primească tot mai multă lumină. Faptul că această fereastră este îndreptată către sud a ajutat și foarte mult. Eu vă mulțumesc că m-ați urmărit. Dacă v-a plăcut, dați un like, abonați-vă acolo jos și apăsați pe clopoțel. Și noi ne revedem și ne reauzim la un nou videoclip săptămâna viitoare. La revedere!